Autoritățile au anunțat ce indică probele de apă și pește din Marea Neagră. S-au efectuat mai multe verificări în contextul distrugerii barajului. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat miercuri ce arată probele de apă și pește din Marea Neagră. S-au efectuat mai multe teste în contextul distrugerii barajului Cahovca. Specialiștii au anunțat că efectele provocate de explozia de la barajul Cahovca de pe râul Nipru vor fi devastatoare și pe termen lung la gura de vărsare a râului în Marea Neagră. Vorbim de zona litoralului ucrainean mai sus de Odessa. În paralel și autoritățile din România sunt într-o oarecare stare de alertă. În ultimele săptămâni, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Direcția de Sănătate Publică din Tulcea au decis să intensifice acțiunile de verificare a calității apelor și peștelui din Marea Neagră. Veștile momentan sunt liniștitoare pentru populație. Autoritățile spun că până în prezent toate probele analizate în laboratorul de specialitate au ieșit în parametri normali. În această perioadă, probele prelevate din apă și pește sunt analizate în laboratorul sanitar veterinar. Vorbim de o locație considerată de referință în România. În cazul apei se fac analize fizico-chimice și microbiologice. În același timp, pentru pește se fac analize microbiologice, parazitologice și privind starea de prospețime. Probele sunt analizate la laboratorul DSVSA. Dacă există vreo suspiciune, probele se trimit pentru confirmare la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală sau Institutul de Sănătate Publică Sanitar Veterinară din București, a mai precizat directorul Tuchilă. Cei de la DSVSA mai explică într-un comunicat emis miercuri că până în prezent au fost prelevate și analize aproape 60 de probe de apă din diferite surse. În cazul peștelui s-au făcut 34 de probe. Angajații Direcției de Sănătate Publică Tulcea monitorizează zilnic calitatea apelor din Marea Neagră. Ca puncte de recoltare a probelor sunt Gura Portiței, Sulina și Sfântul Gheorghe, relatează fanatic.ro.